Salut, oameni buni! Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi este sâmbătă și, după cum am spus, vreau să fac o sâmbătă a pariurilor. Iar astăzi am pregătit, la fel ca și data trecută, două bilete uh, la meciurile din Anglia. Uh, unul cum ați văzut și tura trecută l-am făcut pe echipa favorită peste 1,5 goluri iar al doilea bilet, cum îmi place mie să-l numesc un bilet preventiv sau un bilet de acoperire în tot meciul să se de peste 1,5 goluri nu mai contează echipa care îl care înscrie sau dacă se dă mai, mult, mai multe goluri cu atât mai bine. Bun. Biletul, biletele o să vi le arăt acum, Bun, dragii mei, uh, am ales să joc uh, câteva echipe, adică 5 uh, meciuri, de fapt, unul din Premier League, Brentford cu Burnley, uh, iar eu cred, după istoricul care l-au avut echipele respective, că Burnley va înscrie două goluri, dacă nu chiar va câștiga și meciul. Uh, Brentford... Uh, are 28 de meciuri jucate. Burnley are 26 de meciuri jucate. Uh, Brentford este pe locul 15 și Burnley este pe locul 18. Uh, ca punctaje, Brentford are 27 de puncte, iar Burnley are 21. Este mai în coadă dar uh, cred eu din cauza istoricului și pentru că totuși Brentford are. Uh, are două meciuri mai mult, nu arată exact clar poziția uh, lor între ele. De a merge pe Burnley, care ar trebui să înscrie și să câștige chiar. Uh, de la Championship am ales să uh, joc pe Birmingham cu Hull, la Birmingham acasă. Am în două, au 36 de meciuri și sunt pe locurile 18 și 20. Uh, ca punctaje a Birmingham are 40 de puncte și uh, Hull 37. Dar istoricul dintre ele arată că Hull uh, a înscris uh, uh, de cele mai multe ori și de -a aleg uh, Hull. Uh, următorul meci este Blackburn cu Bristol City și Alex să merg pe Blackburn. La fel istoricul lor arată că au înscris de cele mai multe ori, dar se află pe locul, pe locul 4. Și are un galaveraj destul de, de bun. Următorul este Cardiff cu Preston. Am ales Cardiff chiar dacă este pe locul 17 față de Preston care este pe locul 13 dar cred că este acasă și va scrie două goluri poate să termine egal dar cred că va scrie totuși două goluri de asta aleg să merg pe Cardiff uh, și ultimul meci uh, am mers pe uh, Shrewsbury cu Oxford United Uh, și cred că Oxford în deplasare va înscrie, va înscrie două goluri, dacă nu mai e bine. Uh, ăsta este biletul care l-am făcut pe echipele favorite, peste 1,5 și are un câștig frumușel, după cum vedeți. Uh, iar aceleași meciuri oameni buni, am ales ca să joc în tot meciul peste 1,5 ca să mi acopăr biletul în caz că nu iese predicția cum am, am, am ales-o. Nu este predicția cea, cea bună. Și atunci mizez pe ideea că echipele oricum or să înscrie scrie în meci și atunci îmi aduce înapoi câștigul adică dublat sau poate chiar mai mult recuperez și banii de pe primul și mi aduce și ceva în plus să rămână pentru săptămâna viitoare. De aceea v-am și sfătuit, dragii mei, nu jucați mai mult decât vă puteți permite să pierdeți și mai ales dacă câștigați, opriți-vă ceva bani în contul de pariuri online și jucați din banii câștigați. Nu jucați prea mult din banii din buzunarul propriu nu încurajez este exact cum am mai spus expre pentru cei care vor să copieze care sunt alături sau care joacă sau se, să se inspire sau poate vor să modifice ceva la ele deci cam asta, cam asta este ideea dar eu am să prezint în continuare în fiecare sâmbătă biletele care le joc eu vedem cât noroc am sau dacă predicțiile mele sunt, sunt bune bun dragii mei acum o să vă las și nu sunt sigur dacă mai revin astăzi dar ne revedem la un vlog viitor cu biletele respective să vedem ce am făcut dacă am câștigat sau am pierdut Uh, dragii mei, vă doresc un weekend frumos alături de cei dragi și să aveți grijă de voi. Nu înainte de a vă aduce aminte să dați un like, un share și un subscribe.